악을 구받아지고 하소서미 돌매우 니비 살바토르 데록스 빈세시테미 투 자타 도드바스 메우델루 프라팍시은디나 네토드장암파쿠드 이소시우미둘메우 밀로살바톨 삼이다 Tatăl nostru ceresc, venim la Tine în numele Domnului Iisus și îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat prilejul astăzi să ne strângem în biserica Ta alături de Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru sănătatea noastră și a fraților noștri care au rămas acasă și Te rugăm, Doamne, deschide-ne Tu mintea și inimile să primim mesajul Tău. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Am o bucurie pe care nu o puteți vedea, pentru că n-am cum să mi-o exprim, având în vedere că purtăm măștile și bine facem că facem lucrul acesta, pentru că o facem pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea celor din jurul nostru, însă pot să vă vorbesc despre bucuria aceasta. Încercând să calculez numărul persoanelor care au participat la prima întâlnire, la prima serie, adunând cu numărul celor care suntem acum la cea de-a doua serie, mă bucură tare mult faptul că ne apropiem de numărul celor care eram în mod obișnuit la întâlnirile noastre din sabat. Aceasta este bucuria, prima bucurie. Iar cea de-a doua bucurie este dată de faptul că astăzi am intrat în criză de spațiu. De ce? Pentru că numărul copiilor care aleg să participe la întâlnirile din biserica noastră, cred că, dacă număr acum pe cei care sunt în sală, cred că a depășit numărul celor care sunt prezenți în sală la momentul acesta. Motiv pentru care trebuie să tot găsim spații în așa fel încât să-i împărțim pe grupe de vârstă, pe tematici și așa mai departe. Poate că greșesc, dar bucuria a doua este mai mare decât prima bucurie, să știți. Știți de ce? Pentru că am convingerea că doar așa biserica asta are speranțe să fie plină și în viitor, în măsura în care ne vom mai putea închina în locul acesta. În dimineața aceasta am bucuria să vi-l prezint pe fratele Daniel Brânzan. Este împreună cu noi astăzi, dânsul este pastor, lucrează în prezent în cadrul Uniunii, pe partea de misiune, în special aloc o parte semnificativă din timpul dumnealui promovării proiectelor de misiune, iar în dimineața aceasta este împreună cu noi, a răspuns invitației noastre, îți spunem din nou bun venit în biserica noastră. Și așa cum ziceam și la prima serie, cred că această primă vizită, pentru că este pentru prima dată în biserica noastră, va fi reținută pentru că a venit într-o vreme în care a trebuit să vorbească cu mască. Domnul să îți ofere binecuvântare, Dan, ție și familiei tale. Încă un aspect pe care aș vrea să-l anunț, aș vrea să știu dacă în dimineața aceasta sunt persoane aici care ar dori să servească, să se împărtășească cu Sfânta Cină. Sabat trecut noi am avut 2, 3 persoane, 4, 5, ok. La final am să vă rog să rămâneți în sală, astfel încât să ne putem organiza cum se cuvine pentru momentul acesta. Domnul să rămână prezent la întâlnirea noastră din această dimineață și inimile noastre să fie receptive la mesajul pe care îl vom primi din partea Lui. Urmează gândurile pentru zecimi și daruri și apoi dăruirea.
Ultimile două ouă de Crăciun. De cum a intrat în scara blocului în care locuiau, chiar la ultimul etaj, Barna a simțit mirosul ademenitor din aer. Era seara de Crăciun în România, comunistă din anii 80, și părea că toți vecinii își programaseră să coacă în același timp cozonacii. El a anticipat că acasă îl aștepta ceva special, dar a fost dezamăgit când și-a dat seama că mirosurile îmbietoare l-au însoțit doar până la ușa apartamentului său. Noi nu avem nimic special de Crăciun? A întrebat-o Barna pe mama lui. Încă nu am găsit o rețetă de cozonac cu care să se facă doar cu două, a răspuns ea supărată că nu putea să le ofere ceva dulce copiilor. Apoi a mers în altă cameră, a închis ușa în urma ei și a strigat la Dumnezeu după ajutor. La fel ca văduva cea săracă, ea îl pusese pe Dumnezeu pe primul loc cu credincioșie, înapoiind zecimea chiar și în cele mai grele perioade din viața ei. Hotărâtă să se încreadă în făgăduințele Domnului, că El va purta de grijă familiei sale, inima ei era plină de pace. Câteva minute mai târziu, o vecină a bătut la ușă și a întrebat-o pe Genevieve, mama lui Barna, dacă putea să-i împrumute două ouă. Nu avea suficiente pentru cozonacul de Crăciun. Încrezându-se în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Genevieve i-a dat vecinei ultimile două ouă. Era fericită că putea să ajute, dar inima ei suferea la gândul că cei trei copii ai ei sperau să aibă și ei o prăjitură în acea seară. Totuși, sub impulsul principiului, ea l-a pus pe primul loc pe Dumnezeu, pe ceilalți pe locul doi și dorințele ei pe ultimul loc. 15 minute mai târziu, un străin a bătut la ușa lor. Deoarece tatălui Barna lucra la un depozit farmaceutic, adesea el îi ajuta pe oameni să procure medicamente care se găseau greu. Străinul de la ușă era unul dintre cei pe care tatălui Barna îi ajutase în vara dinainte. În acea dimineață, bărbatul simțise dorința să cumpere ulei, făină, zahăr și ouă pentru familia lui Barna. Acum puteau să aibă și ei un cozonac. Barna este acum secretar al Diviziunii Intereuropene. Dumnezeu are 1000 de ferestre pe care le poate deschide când noi nu vedem doar uși, când noi vedem doar uși închise. Să ne punem încrederea în purtarea sa de grijă divină acum, când ne închinăm lui cu zecimile și darurile noastre. O parte mică din binecuvântările pe care deja le-am primit. Rugăciune. Doamne, te rugăm, primește ce ți aducem astăzi din ceea ce Tu ne-ai dăruit cu bunătate. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Frații diaconi sunt rugați să treacă printre rânduri, să strângă zecimile. Amin.
Părintele nostru ceresc, venim înaintea feței tale cu aceste zecimi și daruri și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat putere și sănătate să putem veni la picioarele tale cu ele. Îți mulțumim pentru harul și dragostea care ne-ai însoțit, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit, te rugăm să binecuvintezi aceste zecimi și daruri și partea rămasă acasă. Ajută, Doamne, să atingă inimile oamenilor, cât mai multe suflete se întoarcă la Tine acum cât încă mai este har din partea Ta și cât mai multe suflete să fie salvate și să poată să Te recunoască ca Dumnezeu și Creator. Îți mulțumim pentru tot, în brațul Tău ne predăm, Sfântă voia Ta să se facă. Amin. Nu am înțeles unde sunt copiii. Se pare că sunt în altă parte sau? Așa, bun, că îi vedeam că lipsesc și nu știam unde sunt. Și mai sunt și tineri acolo pe hol, înțeleg. Dumneavoastră aveți o biserică vizibilă pentru prezentatori și una invizibilă care este în spate. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră, vă spun bine v-am găsit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc pentru că veniți la biserică. Știu că este altfel să vii la biserică în pandemie și de aceea oriunde merg apreciez persoanele prezente pentru curaj, pentru încredere în Dumnezeu și pentru mărturia publică pe care o aduc în Dumnezeul nostru puternic. Vă îndemn să veniți mai departe în pandemie la biserică pentru că aici găsiți putere și îmi doresc ca atunci când ieșiți afară să fiți 100% convinși că ați primit sănătate de la Domnul și putere de muncă pentru săptămâna în care intrați. De aceea zic că orele astea pe care le petreceți aici, chiar dacă sunt în condiții mai neconfortabile, să vă facă bine, să vă dea spor și să vă dea imunitate. Vă rog să primiți și un salut din partea fratelui Aurel Neațu, președintele Bisericii Adventiste. Vă dorește o viață sănătoasă și fericită în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă previn asupra faptului că mesajul de la prânzul acesta are un defect și anume s-ar putea să nu vi se pară interesant. Noi, pastorii, încercăm să facem predicile interesante, dar acum dau din casă. Partea asta de atractivitate a mesajului o pune ultima dată, cel puțin așa fac eu. Și dacă nu reușesc ca să ajung la partea asta de atractivitate din lipsă de timp sau din alte păcate, nu reușesc, rămâne mesajul principal și pierdem partea de atractivitate. Acum vreau să vă asigur că este o mâncare sănătoasă, s-ar putea să nu vă fie poftă de ea și înțeleg de ce, dar este o mâncare sănătoasă. Și o să încep direct cu Domnul Iisus pentru că îl iubesc foarte mult. Mie îmi place cel mai mult de Domnul Iisus Hristos pentru că a făcut cele mai multe lucruri pentru planeta noastră. Dintre toți eroii pe care îi admir în istorie, pe Domnul Iisus îl iubesc cel mai mult pentru că El a făcut cel mai mult pentru noi oamenii. Apoi îl iubesc pe Domnul Iisus pentru că El a fost foarte creativ și foarte original. El a surprins întotdeauna. Domnul Iisus este cea mai uimitoare ființă. Uitați-vă la modul în care răspunde, la replicile pe care le dă, la întrebările pe care le adresează. Este fascinant. Și îmi place de Domnul Iisus și pentru că nu-L înțeleg. Domnul Iisus spune niște lucruri care pentru mine nu sunt de înțeles și asta mă atrage mai mult la El pentru că încă îmi inspiră această căutare. Ei bine, Domnul Iisus a spus odată în Matei 23:5, o afirmație care este o maximă a Lui. Este adevărat că se referea la liderii vremii, dar este un aforism care este potrivit și lumii noastre. Zicea Domnul Iisus, toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Spunea Domnul Iisus în Matei 23, la versetul 5, despre farisei și cărturari. Și vă zic că astăzi, cu platformele de socializare,
este acest spirit al veacului, ca tot ceea ce faci, remarcabil sau bun, să fie cunoscut de alții. Domnul Iisus de atunci a înfierat păcatul acesta al liderilor. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Nu unele, toate. Așa că dacă în viața dumneavoastră faceți un fapt neobișnuit, se întâmplă ceva semnificativ și simțiți nevoia ca să postați lucrul respectiv pe Facebook, să zicem, sau pe Instagram, gândiți-vă bine dacă nu cumva sunteți atinși de spiritul acesta al celor de atunci, care este și astăzi. Este în lume un stil ca ceilalți să știe tot ce faci tu bun. Și asta este păcat. Dacă vă uitați în Matei, capitolul 6, Domnul reia această idee. În Matei 6 cu 5 spunea: când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Că atunci, dacă erai sfânt, trebuia să te rogi. Și dacă te rogi, dar nu te vede nimeni, înseamnă că nu e sfânt. Și atunci farisei aveau program de rugăciune public. Adică, dacă venea această rugăciune, se opreau la colț și se rugau. Și se rugau frumos, se rugau cu gesturi. Ei aveau gesturi deosebite de ale noastre. Ei așa se rugau. Noi ne rugăm în altă cultură, în alte timpuri, așa. Dar vă dați seama ce înseamnă să găsești unul la colțul străzii care se roagă. Tot respectul. Faci o plecăciune, îl ocolești, dacă vrei stai acolo să înveți câteva formule. Le place să se roage stând în picioare, în sinagogi. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt. Pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat like-urile, să zicem în limbajul nostru modern. Ți-a luat răsplata. Dacă ai făcut o faptă ca să poți să o postezi, aștepți răsplata. Verifici. Dacă nu vine, mai aștepți. Zici, data viitoare o să fac alta. Și atât, asta e răsplata. Ori Domnul zice și spune, vine și spune: când faceți ceva, voi să nu faceți ca să fiți văzuți de oameni. Nu asta este important. Că dacă sunteți văzuți de ei, vă luați răsplata și rămâneți în cursa aceasta. Știați că Domnul Iisus nu căuta să fie lăudat? Vreau să vă citesc un paragraf scris de Ellen White. Sunt o întrebare și un răspuns. Căuta el onoarea și lauda oamenilor? Domnul Iisus. O, nu! Și este un semn de exclamație. Noi să căutăm atunci onoare și laudă de la alții? Și o propoziție simplă. El, adică Domnul, să-i ajute Domnul și pe cei care sunt în suferință. E bine când auziți ambulanța să vă rugați întotdeauna pentru cei care sunt acolo. E un obicei sănătos. Domnul evita lauda oamenilor. Evita lauda oamenilor. Păi mie îmi place să fiu lăudat. Nu vă place? Domnul evita lauda oamenilor. De ce să eviți lauda, mai ales dacă ai făcut ceva bun? A fost o vreme în care am căutat și eu să apreciere. A fost o vreme în care am căutat succesul. Bogăția n-am căutat-o niciodată, vă spun. Asta nu m-a interesat. Dar alte lucruri m-au interesat. Și după o perioadă, n-a durat foarte mult, mi-am dat seama că este ceva mai important decât asta. Și mi-am luat ca obiectiv
Ceva ce nu sună prea bine, dar este simplu. Să fiu sfânt. Ați vrea să fiți sfinți. Nu apreciați. Nu lăudați. Să fiți sfinți. Să fiu ca Domnul Iisus, că dacă sunt ca Domnul Iisus, o să evit lauda. De ce să evit lauda? Dacă până la urmă era Mântuitorul lumii, dacă nici Mesia nu trebuia să fie adulat, dar păi cine? Domnul evita lauda oamenilor. Și în Luca 6 este și o explicație, versetul este al 26-lea, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Și să știți că uneori ne interesează foarte mult imaginea publică. Dar e păcat ca toți să te creadă bun, să te vorbească de bine. Știți de ce? Continuă Domnul cu explicația. Fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Adică dacă toată lumea te vorbește de bine, înseamnă că tu ești mincinos, că n-ai cum să te iubească toată lumea, să te placă toată lumea, decât dacă îi minți pe unii din ei, că altfel se prind și unii te plac, alții nu te plac. Deci ăsta este pericolul ca să fii văzut bine de toți, ca orice faptă bună să o trâmbițezi, că la un moment dat vrei mai mult și ajungi să fii plăcut de cât mai mulți, pentru că vrei o popularitate cât mai mare, și ajungi să cazi drept mincinos, pentru că n-ai cum să-i mulțumești pe toți, decât dacă îi minți. Dacă le spui adevărul, nu mai stau cu tine. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Asta e. E simplu. E vai când te vorbește lumea de bine. Dar câți nu ne dorim noi lucrul ăsta? Nu vă doriți să fiți vorbiți de bine? Uneori facem chiar strategii pentru asta. Să fii vorbit de bine. Să fii tot mai plăcut înaintea oamenilor. Dar nu și înaintea lui Dumnezeu. Deci, prima idee principală este nu căutați lauda. Evitați să fiți lăudați. E mai sănătos. Ca să fiu sincer, nu pot să vă explic de ce chiar așa, să vă explic totul, nu pot să demontez. Dar evitați lauda. Nu căutați aprecieri de la toți. Face bine sufletul. Apoi, în Luca 9, avem un alt tablou al Domnului Iisus. V-am spus că îmi place foarte mult de Domnul Iisus și aici Domnul era cu vreo 6 luni, dacă nu greșesc, înainte să meargă la moarte și a vrut să ia pe drumul cel mai scurt, să nu stârnească persecuție din partea lor lui și să treacă pe la Samaria. Samaria erau neevrei și ei nu îl urau așa de mult ca ai lui din neamul lui și a vrut să treacă pe acolo să ia pe rută care să nu atragă atenția. Reținem, au fost foarte multe momente în viața Domnului Iisus că n-a vrut să iasă în față. Mulți ani a stat în umbră și în discreție. Până la urmă a ieșit. Dar și când a ieșit, a vrut să rămână în spate. Și și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, spune Luca 10:51. A trimis înainte niște soli care s-au dus, au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Adică oamenii aceștia aveau și ei un templu. Și au zis, păi tu vrei doar să te folosești de noi ca să ajungi mai repede la Ierusalim, dar nu te închini la noi, tu ești altfel, nu vrem să te primim. Și chiar s-au purtat rău față de Iacov și Ioan, cei care au fost trimiși Domnului. Domnul i-a trimis pe aceștia într-un mod diplomatic, adică le-a zis, mergeți înainte să-mi căutați un loc de găzduire peste noapte. Rețineți asta că e important. Și vrea să atragă și atenția asupra lui și asupra mesajului ca să le vestească Evanghelia. Dar Iacob și Ioan au fost primiți foarte rău, foarte rău. Și au venit înapoi frustrați și au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie
cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Chiar dacă eu am vrut să fiu retras și să folosesc ruta asta ca să nu intru în conflicte publice cu evreii care mă vânează, am vrut să găsesc un loc în care să le spun și lor ceva, dar chiar dacă ei m-au refuzat, eu nu mă simt jignit, le spune Domnul Iisus. Și asta este a doua idee principală. Nu vă simțiți jigniți când cineva nu vă apreciază. Nu căutați lauda, nu căutați să fiți vorbiți de bine, nu căutați numărul mare de like-uri, pentru că ajungem mincinoși dacă facem asta. Dar, în al doilea rând, nici nu vă simțiți jigniți dacă ați făcut ceva bun și ceilalți nu vă apreciază fapta la valoarea pe care dumneavoastră ați pus-o în ea. Să nu folosiți, spune același autor, nici o picătură de cerneală pentru a ne spori popularitatea. Mi se pare, parcă nu e din lumea asta. Nu folosiți nici măcar o picătură de cerneală pentru a ne spori popularitatea. Aceia care fac lucrul acesta dau dovadă de un zel deosebit și de o dorință arzătoare de a se face remarcați și se vede că nu au învățat la picioarele lui Iisus. Tot ceea ce fac și spun ei este impregnat de sine. Ei își îndreaptă armele împotriva fraților lor care fac lucrarea pe care le-a încredințat-o Domnul. Și în al treilea rând, dacă dumneavoastră nu ați căutat lauda altora și n-ați avut ca obiectiv să fiți bine văzuți, de toți, dacă nu v-ați simțit jigniți, mai este o variantă ca diavolul să vă atace. Să vă facă rău. Dumneavoastră ați fost cuminți, nu ați supărat pe nimeni, nici nu ați ieșit în față, nici nu v-ați lăudat. Dar diavolului nu-i plac astfel de oameni și îi face ținte. Și vine și vă atacă. Și atunci răspunde Domnul Iisus, zice în Matei 5, cum? Nu, zice, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Păi să mai rămâi cu ceva? Ieri am fost în parc, după mult timp, mi-a rămas un pic de timp înainte de apusul soarelui și m-am dus să alerg. Și am văzut un pescăruș care găsise un colțișor de pâine și zbura pe deasupra lacului și se țineau după el vreo 7-8 din ăștia pescăruși. Toți scoteau sunete din acela, nu știam ce se întâmplă. Când m-am uitat, am văzut că el avea ceva în cioc. Toți ceilalți îl urmăreau. Așa este în lumea păsărilor. Dacă unul a vânat și a găsit ceva bun, ceilalți nu îl respectă. Vor să fie ei primii. Vor să ia munca altuia. Și mă uitam așa, parcă e de râs. Unul a câștigat și toți îl aleargă și vă dați seama că toți aleargă, dar o să câștige poate decât unul. Așa e și în viața asta. Nu căuta locul din tâi, spune Domnul Iisus. Rămâi cu locul din spate, să nu cumva să te păcălești singur, crezând că dacă tu nu te duci în față, o să și nu cauți popularitatea și nu vrei să fii vorbit de toți, de bine, o să vină o vreme în care totuși cei din jurul tău o să-și dea seama și o să zică, omul ăsta merită, Doamna aceasta este o adevărată creștină, hai să o promovăm. Sunt doar câteva locuri de 1, 2 și 3. Restul sunt mențiuni și alea nu mai contează. Și spunea Domnul Iisus, dacă te duci la o masă, să nu faci cum fac fariseii cărora le place să fie în frunte, ci tu să te duci, să te așezi acolo în spate. Și, vă rog să observați, dacă se va întâmpla ca gazda să vină să spună hai în față, asta va fi bine și va fi spre onoarea ta. Dar ce credeți, că gazda o să ia pe toți din spate să-i ducă în față? Sunt puține locuri în față.
Așa că Domnul spune, mai simplu, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și nu căutați locul din tâi. Napoleon avea stilul acesta. El a încercat să-i răsplătească pe soldații lui și era cunoscut pentru faptul că întotdeauna stătea printre ei și participa la conversațiile lor, ceea ce nu era acceptat în alte țări din vremea respectivă. El adoptase ca stil de lucru pentru a-și încuraja soldații, le dădea medalia chiar de pe haina lui, o scotea și le dădea dacă găsea vreun soldat demn de mare curaj. Și până la urmă, chiar și generalii lui au început să-i ceară pe față aceste distincții. Dar înainte, în vremea când nu se prea știa stilul lui de lucru, el era un tip care câștiga victoria și de aceea vrea să-i premieze întotdeauna pe cei care aduceau victorii. Odată s-a întâlnit cu, care este pluralul de la colonel? Colonei, nu? Așa, coloneii lui și le-a zis, cine este cel mai viteaz dintre voi? Și ăștia nu știau ce să spună, pentru că erau mulți, este un singur loc întâi. Și nu erau obișnuiți cu maniera asta să spună ei cine este cel mai viteaz. Au tăcut. Dacă au văzut că a tăcut Napoleon și a urmat țelul lui, s-a dus la ofițeri. Ofițerii au primit aceeași întrebare. Dintre voi cine este cel mai viteaz? Păi ce să spună dacă n-au spus colonei, ofițerii ce să spună? N-au ce să spună, au tăcut și ei. Napoleon, războinicul, s-a dus mai departe și a ajuns la capitan. Și un capitan mai bătrân, dacă a văzut că toți ceilalți se codesc, a luat cuvântul și a zis, cel mai viteaz este toboșarul. Știți ăla care cântă și dă semnalul și... Atunci Napoleon înțelept, i-a zis, tu ești cel mai viteaz, nu toboșarului, capitanului. I-a zis, tu ești cel mai viteaz dintr-un regiment de viteji. Și l-a răsplătit. Adică, morala, dacă nu te lauzi și lauzi pe altul, tot tu vei câștiga până la urmă. Pentru că cine se înalță va fi smerit, dar cine se smerește va fi înălțat. Așadar, când facem o postare, dacă vrem să căutăm popularitate, este păcat. Iisus nu căuta lauda de sine, pentru că lauda de sine nu miroasea bine. Apoi, nu vă simțiți jigniți. Dacă cineva nu vă remarcă, nu vă simțiți jigniți. Și în al treilea rând, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ce ziceți? Vreți să fiți sfinți? Sau vreți să fiți populari? Vreți succesul? Vreți succesul profesional? Cum? Multe domenii. Sau vreți să fiți sfinți și sfinte? Eu aș vrea să fiu sfânt, ca Domnul Iisus. Și aș vrea ca și dumneavoastră să fiți sfinți și sfinte. Și aș vrea ca și copiii să fie sfinți. Pentru că sfinții primesc succesul ca bonus. Sfinții primesc popularitatea ca bonus. Și e mai frumos când ești remarcat și ți se spune de acolo din spate, hai, vino în față. E foarte frumos. E foarte frumos. Dar pentru asta trebuie răbdare. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos închidem acest serviciu divin cu cântarea numărul 400. Iisus, cânt mai iubit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim plecați înaintea ta să îți mulțumim că ne-ai dat posibilitatea încă o dată să venim în casa ta de rugăciune. Îți mulțumim pentru acest privilegiu care ni-l dai de a sta cu frații înaintea ta, de a deschide cuvântul și de a învăța din cuvânt. Doamne, îți mulțumim pentru exemplul care ni l-ai dat tu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Fă tu ca acest exemplu să ne lumineze mințile și să luăm zi de zi aminte la ceea ce a făcut pentru noi. Pentru toate te slăvim, în numele lui Iisus te-am rugat toate acestea. Amin.